Mult stimate doamne și domni, cu ocazia vizitei Sanctității sale, Papa Ioan al II-lea, Ioan Paul al II-lea în România, avem onoarea astăzi să deschidem la Casa de Cultură Schiller expoziția de fotografie Roma Jubileului, Roma Eternă, artistului fotograf Dan Ponoș. Sehr geehrte Damen und Herren, anlässlich des Besuches des Heiligen Vaters Johannes Paul II. In Rumänien haben wir die besondere Freude und Ehre, hier bei uns im Kulturhaus Schiller die Fotoausstellung Rom des Jubiläums, ewiges Rom, des Kunstfotografen Dan Fonoș zu eröffnen. Vreau să urez un sincer și călduros bun venit excelenței sale, Monseniorul Jean-Claude Perisset, nunțiul apostolic în România, și Monseniorului Ioan Robu, arhiepiscop de București. Ich möchte bei uns im Schillerhaus sehr herzlich willkommen heißen seiner Exzellenz Monseigneur Jean-Claude Perisset, apostolischer Nuntius in Rumänien, und seiner Exzellenz Monseigneur Ioan Robu, Erzbischof von Bucharest. Această expoziție este organizată de Nunțiatura Apostolică din România, Casa de Cultură Felix Schiller, Asociația Creștină, Asociația Umanitară a Germanilor Catolici din București și revista Actualitatea Creștină a Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București. Veranstaltung dieser Ausstellung sind die Apostolische Nunziatur in Rumänien, das Kulturhaus Schiller, der Hilfsverein der Bukarester Deutschen Katholiken sowie die Zeitschrift Christliche Aktualität des römisch-katholischen Erzbistums Bucharest. Artistul fotograf Dan Fonoș este membru al Uniunii Artiștilor Fotografi din România, precum și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști și a Societății Europene de Istoria Fotografiei. A avut numeroase expoziții în țară și străinătate, ca de exemplu în Franța, Ungaria, Finlanda, Luxemburg, Olanda. Der Kunstfotograf Dan Fonoș ist Mitglied im Verband der Kunstfotografen Rumäniens, im Verband der rumänischen Journalisten sowie Vollmitglied der Europäischen Gesellschaft für die Geschichte der Fotografie. Er hatte zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland, so zum Beispiel in Frankreich, Ungarn, Finnland, Luxemburg und Holland. Ca fotograf liber profesionist a colaborat cu agenții de publicitate din țară și străinătate. Als freischaffender Fotograf ist er Mitarbeiter bei In- und ausländischen Werbeagenturen. Aș vrea să menționez că domnul Fonoș este la a treia expoziție personală la Casa de Cultură Schiller și că activează permanent în cadrul cursului foto al instituției noastre. Ich möchte auch erwähnen, dass Herr Fonoș die dritte Ausstellung von Herrn Fonoș ist bei uns im Schillerhaus und dass er auch ein ständiger Mitarbeiter im Fotoclub ist. Rog pe excelența sa, Monseniorul Jean-Claude Perisset, să ne spună câteva cuvinte. Jetzt möchte ich seine Exzellenz, Monseigneur Jean-Claude Perisset, bitten, uns einige Worte zu sagen. Exzellenz, der Erzbischof von Bukarest, Frau Präsidentin vom Kulturzentrum Schiller, Sie alle Freunde und in erster Linie die Mitglieder dieses Zentrums. Excelența voastră, Monsignore, doamna directoarea acestui centru de cultură și dumneavoastră, toți membrii forumului. Sie haben schon bemerkt, dass ich einen Welsh Akzent habe als Westschweizer. Ați remarcat deja că am un accent străin ca elvețian din partea de vest. Aber in Kulturzentrum Schiller muss man auch sein Deutsch etwas äußern. Dar în centrul cultural Schiller trebuie să îți adaptezi puțin germană. Ich bin sehr froh, diese Ausstellung zu öffnen, zusammen mit dem Erzbischof Robu. Sunt foarte bucuros că pot să deschid această expoziție împreună cu Arhiepiscopul Robu. Als eine Einführung zum Besuch des Papstes Ioan Paul II. Zu Rumänien. Ca introducere sau înaintea vizitei Sanctității sale Papa Ioan Paul al II-lea în România. Denn in wenigen Bildern hat man die ganze Atmosphäre von Rom
woher der Papst kommt, deci, und zu besuchen. În aceste câteva imagini, aceste câteva tablouri, avem întreaga atmosferă a Romei, a orașului de unde vine Papa. Es sind nicht nur Monumente. Nu sunt doar monumente aici. Statuen. Statui. Bilder. Imagini. Es sind auch Personen. Sunt și persoane. Einfache Leute, die man auf der Straße findet. Oamenii simpli pe care îi întâlnim pe stradă. Denn Rom ist eine lebendige Stadt als Zeichen einer lebendigen Kirche. Căci Roma este un oraș viu ca semn al unei biserici vii. Und so in wenigen Bildern kann man das Mysterium der Kirche ein bisschen mehr verstehen. Și astfel, în aceste câteva tablouri, putem înțelege mai bine misterul bisericii. Eine sehr lange Tradition. O tradiție îndelungată. Aber auch und besonders ein heutiges Leben. Și mai ales până în ziua de astăzi dus. Also ich kann mich mit Herrn Dan Fonos congratulieren, dass Sie eine so schöne Idee als eben Fotograf gehabt haben. Das ist Ihren Einsatz für den Besuch des Papstes. Und vielen Dank. Pentru ideea asta deosebită de a face această expoziție, mai ales în întâmpinarea venirii Papei aici, pentru aceasta nu pot decât să-i mulțumesc. Vielen Dank zu Ihnen allen, die hier eben anwesend sind. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți prezenți aici. Und vielen Dank zum Kulturzentrum Friedrich Schiller, dass eben diese Ausstellung weiter in Rumänien gehen wird, so dass andere Leute auch die Chance haben werden, eben etwas von Rom mehr zu kennen und zu verstehen, dass Rom ja auch ein Kulturzentrum ist, aber mehr als das Zentrum einer lebendigen Kirche. Mulțumesc de asemenea Casei de Cultură Friedrich Schiller pentru că prelejuiește întâlnirea acestei expoziții cu publicul din România, transmițând astfel imaginea unui oraș viu, a unei Rome vii și a unei biserici vii. Vielen Dank, Alzum. Este o bucurie pentru noi. Iată, este vorba despre jubileu. Frunța ne freude, este un jubileu, mi-ați? Pentru noi bucuria este cu atât mai mare cu cât jubileul, putem spune că începe cu vizita Sfântului Părinte în România, vizită pe care o așteptăm în curând. Für uns ist die Freude umso größer, dass das Jubiläum für uns mit dem Besuch des Heiligen Vaters beginnt, der jetzt diese Woche zu uns kommen wird. Din mulțimea comorilor Romei, i-a fost foarte greu să concentrăm în câteva imagini ceva semnificativ legat de jubileu. Es war uns sehr schwer, von den Kostbarkeiten Roms nur in einigen Bildern etwas festzuhalten. Sperăm însă că am reușit să redăm în primul rând ideea pelerinajului la mormântul altar al lui Petru. Wir hoffen, dass wir wenigstens die Hauptidee wiedergeben konnten, und zwar die Idee der Pilgerfahrt an den Altar des heiligen Petrus. Petru, primul papă, și iată, Poarta Sfântă care se va deschide anul acesta de Crăciun. Petrus als erster Papst und wie wir hier sehen, das heilige Tor, das dieses Jahr zu Weihnachten eröffnet werden wird. Un arc de timp care pentru noi găsește un moment deosebit de semnificativ, ilustrat aici în acest tablou din grădinile Vaticane, prin ceea ce noul papa, acest papă, a realizat pentru omenire. Este un fragment din zidul Berlinului ca trofeu al libertății prezent în grădinile Vaticane. Ein Bogen durch die Zeit, über die Zeit, die wir hier in den Bildern hier rechts illustriert sehen und welcher der heutige Papst als eine Este un fragment din zidul Berlinului prezent în grădinile Vaticane. Also ein Bogen über die Zeit bis zur Berliner Mauer, die wir hier in den Bildern beobachten. Dar ideea jubileului este mult mai complexă și poate rezulta urmărind această expoziție măcar în parte. Câteva explicații se află în tabelul de la intrare. Vă mulțumesc. Ideea des Jubiläums ist natürlich vielschichtiger und vielseitiger und ein paar Erklärungen finden wir in den
cele câteva rânduri de aici. In den ein paar Worten, die wir hier am Eingang finden. Ich danke Ihnen vielmals. Acum îl rog pe domnul Fonoș. Jetzt möchte ich Herrn Fonoș bitten, uns auch ein paar Worte zu sagen. Excelențelor, doamnelor și domnilor. Excelențe, meine Damen und Herren. Vă sunt foarte recunoscător tuturor că ați venit la acest vernisaj. Ich bin Ihnen sehr dankbar allen, dass Sie zu dieser Vernissage gekommen sind. Profit de prilej pentru a mulțumi excelenței sale, cardinalul Ecegaray, pentru cuvântul adresat cu această ocazie. Ich nutze diesen Anlass, seiner Exzellenz Kardinal Ecegaray zu danken für die schönen Worte, die zu dieser Ausstellung gesagt hat. Mulțumesc excelenței sale, Monseniorul Jean-Claude Perisset, care a sprijinit proiectul din primul moment. Ich möchte mich auch bei seiner Exzellenz Monsignor Jean-Claude Perisset bedanken, weil vom Anfang an diese Ausstellung unterstützt hat. Mulțumesc Monseniorului Robu, care a fost tot timpul alături de noi. Meinen Dank auch an Monsignor Robu, die von Anfang an auf unserer Seite war. Mulțumesc Casei de Cultură Schiller și firmelor Minolta Camera România și Balkan Foto, reprezentanta Fujifilm în România, care au sponsorizat acțiunea. Ich bedanke mich auch beim Schillerhaus und bei den Sponsoren Minolta und Fuji, die Firmen Minolta und Fuji. Mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat atât la Roma, cât și la București. Și nu în ultimul rând, Asociația Umanitare a Germanilor Catolici din București. Ich möchte mich bei all denen bedanken, die mich sowohl in Rom als auch in Bukarest unterstützt haben, aber in besonderer Weise möchte ich danken dem Hilfsverein der deutschen Katholiken in Bukarest. Expoziția s-a vrut ca un modest omagiu adus Sfântului Părinte înainte de venirea sa la București și ca o speranță ca actuala vizită pascală să fie cât mai curând una pastorală. Die Ausstellung möchte ein besonderes Lob auf den Papst sein vor seinem Besuch in Bukarest und wir haben die Hoffnung, dass diese Osterreise auch eine pastorale Reise sein wird. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Mă permit în numele organizatorilor să vă invit să vizitați expoziția. Möchte ich im Namen der Veranstalter Sie bitten, die Ausstellung zu besichtigen.